Bursa Generală a Locurilor de Muncă a scos sute de dâmbovițeni din case vineri 24 aprilie, în speranța că își vor găsi un loc de muncă din cele 600 de locuri vacante puse la bătaie. Angajatorii au venit cu o ofertă destul de variată, însă experiența s-a dovedit a fi o cerință obligatorie pentru cele mai multe posturi vacante. Deci ne interesează vârsta, să nu depășească 50 de ani. Calificarea? Lăcătuș, rectificator, sudor, agent pază și electrician. Și experiența contează? Foarte mult, dar nu era combinat. Cea mai dificilă cerință de îndeplinit a fost vârsta. Cei mai mulți oameni nu au putut aplica pentru unele joburi din cauza vârstei înaintate. Deocamdată n-am găsit promisiuni, să vedem. Așteptăm să CV-uri, vorba aia, lăcătuși, mecanic, dar să nu sunt mulți agenții români să împiedică de vârsta. La 47 de ani cam ești scos de nuz. Ce vârstă aveți dumneavoastră? 47. Și ce v-au spus angajatorii? Deocamdată aici au zis că nu există discriminare, dar mai fost și la încă două locuri, burse de muncă care au fost la noi în oraș, dar n-am primit niciun răspuns și le-am zis acum, măcar albă sau neagră, spuneți-mi un răspuns, să știu. Este greu să vă găsiți un loc de muncă acum doar din cauza vârstei? E cam greu, că toată lumea acum te angajează la negru. Dom'le, statul nu ne ajută cu nimic, noi de ce să-l ajutăm, vă dau vouă, atâta tăceți în gură. Și noi, din păcate, tăcem constrânși de problemele de zi cu zi. N-ar trebui să tătrim, dar situația. Sunt bucătar, în efect. Și vă cer experiență? Da. Păi este greu să vă găsiți un loc de muncă acum? Nu prea sunt, sunt puține. Am depus câteva CV-uri. Ce calificare aveți? Inspector resurse umane, manager resurse umane. Și aveți experiență în domeniu? Da. Și ce criterii vă cer angajat? Am discutat foarte puțin. Majoritatea se discută în cadrul unui interviu. Nu am găsit deocamdată nimica pentru calificarea care o avem. Se pare dificil să vă găsiți unul primul? E cam greu, că primul lucru care mă întreabă unde am fost vârsta, 46 de ani. Și ce vârstă, care este vârsta minimă? Păi zice la 30 de ani. Toată lumea să fii tânăr, să n-ai vechime, să nu plătească vechimea, să nu... Da. Și vă este greu acum? Acum e greu să mai găsesc. Muncă pentru calificarea dumneavoastră? Deocamdată nu. Am lucrat, dar din păcate nu am reușit să stau la acel post din Buceasa și acum am caut un loc de muncă. Ce calificare? Păi contabilitate, eu am terminat facultatea de inginerie alimentară, TPPA-ul, și îmi doresc și un job ca inginer, contabil, ceva, un job ușor care necesită șederea la un birou. Cât de greu vă este să vă găsiți un loc de muncă? Cam în ziua de astăzi este cam greu, dar speranța moare ultima, bineînțeles. Ați lăsat CV-ul acum undeva? Am lăsat vreo 3 CV-uri și sper în continuare. Veți fi contactată? Da. Nu ați stabilit nimic? Bineînțeles, o să aștept să mă contacteze. În cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă au fost prezentate și cursurile de calificare pentru cei care doresc să opteze pentru diverse meserii. Agent de curățenie, clădiri și mijloace de transport și agent de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Ce criterii trebuie să îndeplinească un om ca să poată participa la aceste? Trebuie să nu aibă un loc de muncă, să ne aducă câteva devenințe de la ANAF, de la JOFM, prin care să dovedească lucrul ăsta și atât. Asta e singurul criteriu și cel mai important. Unde se desfășoară aceste cursuri? În Târgoviște se desfășoară la Corpul K și mai avem în Moreni, urmează să mai deschidem câteva în județ. Deocamdată avem Târgoviște și Moreni. 569 de persoane au participat la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, dintre care 326 au fost selectate în vederea încadrării în muncă. O altă bursă va avea loc marți, 28 aprilie, la Găiești. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Dâmbovița în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița.